După ce am instalat Lightbox Free Editor, haideți să vedem cu ce ne poate fi de folos. Să-l deschid. Aleg versiunea Lightbox Free. Deci aleg să pornesc versiunea gratuită. Pe coloana din partea stângă ne sunt arătate câteva din efectele pe care Lightbox Image Editor le poate adăuga imaginilor dumneavoastră. Haideți să deschidem un fișier. Să aleg un fișier de pe desktop. Pe măsură ce navigați prin funcțiile aplicației, vor apărea sugestii și sfaturi. Aceasta este interfața aplicației. În partea de sus avem meniuri care oferă acces direct la funcții și vă ajută să prelucrați imaginile. În partea dreaptă aveți o mică bară de instrumente de unde puteți accesa direct funcțiile de prelucrare a imaginii. Puteți elimina ochii roșii din fotografiile digitale. Puteți altera culorile imaginilor. Puteți adăuga un efect de ascuțire, sharpen, sau selecta anumite bucăți din imagine cu crop. Puteți redimensiona imagini și adăuga o margine, add border, sau printa imaginile direct. În partea de jos puteți schimba zoom-ul foarte ușor și chiar din procent în procent. În cazul în care zoom-ul este foarte mare, puteți folosi și funcția de Image Viewer să vă dați seama în ce zonă a imaginii vă aflați. Bifând Interactive Tips, aplicația vă va furniza sfaturi referitoare la funcțiile pe care le utilizați. Puteți încadra imaginea în ecran, fit to screen, sau puteți să o vedeți în mărime naturală. De asemenea, aveți posibilitatea de a vedea și imaginea curentă și imaginea originală, cum arăta ea înainte să o prelucrați. Și această funcție poate fi aranjată în mai multe moduri. Current Image este imaginea așa cum arată ea în momentul de față și cum arăta inițial este Original Image. O să las această afișare pentru a evidenția efectele pe care le voi adăuga în cele ce urmează. De exemplu, în coloana stângă avem Color Toner. Acesta schimbă tonul culorilor din fotografie. Putem selecta și intensitatea cu care să aibă loc schimbările. Uitați, puteți compara imaginea originală din dreapta cu cea prelucrată în stânga. Modificările sunt destul de evidente și adaugă un aspect cu totul schimbat al imaginii. Puteți schimba iluminarea fotografiei în patru feluri, prin shadows sau backlight, brightness și highlights. Saturația poate fi și ea schimbată și chiar culoarea după care să se facă saturația poate fi și ea modificată.
Smart Fill Light iluminează fotografia. Evident, am exagerat cu efectele, dar rezultatul este foarte mult schimbat față de original, după cum puteți vedea. Și după ce am terminat de adăugat efecte, apăsăm butonul Apply. Dacă ne răzgândim, putem apăsa Reset. O să salvez acum imaginea. Puteți alege nivelul de calitate pe care să-l aibă imaginea. În cazul în care salvați JPEG, vi se afișează dimensiunea fișierului pe disc și puteți previzualiza imaginea. O să-i dau Save to File. Și acum imaginea este pe desktop, aceasta. Aceasta este imaginea prelucrată. Pentru a păstra calitatea imaginii, puteți să salvați bitmap sau TIFF. Această aplicație mai are și alte funcții foarte utile pe care o să vă las să le descoperiți singuri. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim mâine.